Foarte mulți mehedințieni poartă numele de Ioan, Ioana sau alte derivate. Credincioșii sunt așteptați mâine la Biserica Grecescu, unde preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va participa la slujbă. După bobotează, în ziua de 7 ianuarie se sărbătorește Sfântul Ioan Botezătorul. Sfântul Ioan este considerat ultimul proroc al Vechiului Testament și este menționat în cărțile sfinte ca fiind cel care a avut rolul de a pregăti oamenii pentru primirea Fiului lui Dumnezeu. Aproximativ 2 milioane de români își sărbătoresc mâine onomastica și în Mehedinți va fi hram, unde preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la Biserica Grecescu. Sărbătoarea Sfântului Ioan este ultima sărbătoare din cadrul din ciclul sărbătorilor de iarnă, este cea care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă și în ea îl prăznuim pe cel care l-a botezat pe Mântuitorul nostru Iisus Hristos în râul Iordan, cel care la vârsta de 12 ani merge în pustie și petrece acolo în poș și rugăciune, cum ne spune Sfânta Evanghelie, îmbrăcat în piei de cămilă și hrănindu-se cu miere sălbatică și lăcuste și propovăduind, pregătind calea Domnului, propovăduind venirea Mesiei, al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care la vârsta de 30 de ani este botezat de Ioan în Iordan și își începe activitatea sa, opera de propovăduire a revelației supranaturale desăvârșite, aduse nouă dată pentru totdeauna prin el, prin Fiul lui Dumnezeu. Mâine avem și hramuri multe și mulți ioni, pentru că, din câte știu, numele de Ion, Ioana, sunt cele mai răspândite la români. Avem câteva milioane de cetățeni care poartă numele de Ion, Ioana sau un nume dintre aceștia, o variație a acestui nume. Le urăm la mulți ani. Avem și hram, va sluji preasfințitul părinte Nicodim la Biserica Grecescu, cum este cunoscută, sau Sfântul Ioan Botezătorul din Severin. Acolo va fi hram mare și cu slujbă arhierească. Le urăm la mulți ani tuturor. Dumnezeu să ne ajute 9 ani și să scăpăm de boală și de orice frică și orice neliniște sufletească. Se spune că în dimineața zilei de Sfântul Ioan, oamenii trebuie să se stropească cu aghiazmă pentru a fi ferit de boli în timpul anului.